Refugiații ucraineni stabiliți la Iași au sărbătorit Ziua Națională a Ucrainei, adoptarea declarației de independență față de Uniunea Sovietică în anul 1991. În Piața Unirii, peste 50 de cetățeni ucraineni împreună cu copiii lor au cântat imnul țării și au comemorat eroii căzuți pentru independență. Ana Dobne este din regiunea Herson, oraș aflat sub ocupație rusească în acest moment. Pentru ea, Ziua Independenței Ucrainei este o sărbătoare foarte emoționantă. Nu știe ce se întâmplă acasă, dacă va avea unde reveni, dar rugăciunea este cea care îi ține speranța vie. Astăzi este o zi foarte importantă, 32 de ani pentru țara noastră, foarte tânără. Din 32 de ani, de 9 ani, suntem în stare de luptă. Noi citim rugăciuni pentru soldații noștri care dau viețile lor pentru luptă, pentru a trăi în libertate, într-o țară independentă. Noi mulțumim poporului român pentru siguranța care o simțim. Mulțumim doamnei Mihaela, care coordonează centrul din Nicolina și ajută pe cei care nu au unde locui, nu au ce mânca. Olga este din Odessa și a ajuns în Iași în luna martie anul trecut cu mama și cei 4 copii. Soțul, care este preot, a rămas în Ucraina. În timp, Olga a învățat să vorbească românește și le mulțumește ieșenilor pentru tot ajutorul primit. Chiar dacă în Odessa sunt bombardamente acum, ea își riscă viața pentru a-și putea vedea soțul. Cum este mai greu? Situația este mai greu. Eu merg la Odessa în fiecare lună. Și eu sunt în două țările în paralel, dar și în fiecare dată când sunt acolo am bombardamenti. Sunteți îngeri păzitori pentru noi toți. Vă mulțumim foarte mult. Ne străduim pentru pace și fericire pentru țările noastre. Noi credem că libertatea, demnitatea, bunătatea vor învinge. Imediat ce a izbucnit războiul în țara vecină, ieșenii, ca majoritatea românilor, și-au manifestat solidaritatea cu civilii obligați să părăsească Ucraina. Pentru asta, cetățenii ucraineni mulțumesc din inimă și consideră pe români niște îngeri păzitori. Vă șkodujesh, вже не буде, як було колись. Вже ніхто не дозволить нікому в Україні вживати язик. Multă emoție și e normal, pentru că oamenii aceștia trec dintr-o emoție în alta și noi cumva alături de ei. Organizarea, să știți că e importantă, pentru că ei încep să se unească. Sunt la fel de dezagregați ca și românii, știți, fiecare cu interesele lui. De data aceasta, partea pe care ați văzut-o mai înainte, la finalul manifestării, ei singuri și-au lucrat-o. Venirea copiilor în față, ei s-au gândit, poeziile pe care le-au învățat, nimeni nu le-a cerut asta. Cumva au încercat un mic sentiment de jenă când le-am spus, haideți să nu facem nimic, le era teamă că nu o să primească autorizație. Nu știu încă să lucreze cu instituțiile noastre. Conform statisticilor Poliției de Frontieră, în România au intrat aproximativ 5 milioane de ucraineni, o parte dintre aceștia tranzitând doar teritoriul țării noastre. Sunt însă și ucraineni care locuiesc în România de la începutul războiului. La Iași sunt peste 1000 de cetățeni din țara vecină care au primit adăpost și încearcă să creeze ceva nou într-o țară străină.